Festivalul de modă Miss Royal Models România, desfășurat ca o manifestare internațională de prestigiu, cuprinde două secțiuni, Beauty Contest și Fashion Show's. În cadrul primei secțiuni, în urma unei preselecții naționale desfășurate în 12 orașe din România, s-a ales câte o concurentă care va participa în marea finală din 14 mai 2016. În cadrul festivalului de modă, așa cum bine știți, există și secțiunea Mizuri al Models România, unde vor fi 12 concurente din 12 orașe diferite, care vor veni la Creva în cadrul unui beauty camp, Perioada în care noi încercăm să le transformăm, nu sunt modele, încercăm să le transformăm din fete obișnuite în modele într-o perioadă de 4 zile iar pe data de 14 mai ele vor trebui să treacă prin trei probe ținută de zi, costum de baie care e proba cea mai drastică pentru că acolo se vede orice imperfecțiune și ținută de seară și ca de fiecare dată sperăm ca cea mai bună să câștige. A doua secțiune cuprinde un regal de modă, prin care creatori de modă români consacrați și debutanți, alături de invitații din străinătate, își vor prezenta în premieră colecțiile de sezon. Designerii care își vor prezenta anul acesta cele mai noi colecții sunt Rita Mureșan, Simona Iacob, Noela Style, Urban Kids, Ivet Design, dar și designerul italian venit în premieră în România, Mauro Gasperi. Unul din designerii mari și anume rita Mureșan, nu știu dacă am adus aminte, vine cu o colecție, zic eu, altfel, ca să nu dau toate detaliile. Este o colecție care are legătură cu natura, o colecție pusă în scenă într-o manieră diferită față de ceea ce am văzut până acum în cadrul show-urilor de modă, dar și ceilalți designeri s-au pregătit intens și vor să ofere colecții, unele din ele se văd în premieră la Craiova, Uh, altele sunt după ce au fost prezentate în marile capitale europene, nu neapărat în România. Evenimentul de fashion, a ajuns deja o tradiție în Craiova, este organizat încă din anul 2006.